Minuni, din Siam, revenit la ciclul nostru de meditații din cartea aceasta profetică. Știți, 7 capitole, aș fi vrut să citim și mai multe, dar la un moment dat este... nu mai avem timp de altceva. Vedem capitol după capitol de judecată pronunțată de Dumnezeu. Dar înainte ca să intrăm în text și evident nu o să ne adâncim în fiecare capitol, nu ne-ar permite timpul, o să privim așa de la înălțime. Înainte ca să intrăm în text, vreau ca să vă prezint câteva imagini încât să aveți în gând despre ce vom vorbi și unde vrem ca să ajungem în înțelesul nostru asupra acestui text. Și am să vă provoc ca să luați textul acesta din 13 și v-aș provoca să mergeți chiar până în 24 și să-l recitiți în săptămâna care urmează, după ce am privit împreună tematica și mesajul care cred că acest text ne-l prezintă nouă. Vreau să vă gândiți la această imagine. Ne aflăm pe o plajă, în spatele nostru vuiește marea și pe nisipul ud stau îngenuncheați 20 de bărbați. Noi veniți la credință. În spatele fiecărui bărbat stă în picioare un om pentru fiecare în mână cu un cuțit gata să îl execute. Pentru simplu fapt că este un urmaș al lui Hristos. Așa zis, statul islamic acționează în acest fel acum, în zilele noastre. Nu este un film de groază, este o realitate. La câțiva pași de acest bărbaș îngenunchiați la malul mării, derulează o cameră video, pentru ca toată lumea să vadă dreptatea care acești oameni urmează să o facă asupra creștinilor, în numele Dumnezeului lor. Sau să mergem în Statele Unite ale Americii, unde zicem că este un stat de drept, modelul statului de drept. Cu doar câteva săptămâni în urmă, un copil a intrat într-o școală, un om, și s-a uitat la copil după copil în ochii lui și l-a întrebat: ești creștin? Și dacă a răspuns da, l-am pușcat în cap. Și dacă a răspuns nu, l-am pușcat în picior. Astea nu-s povești, astea nu-s cărți. Asta e viața care o trăim acum și aici. Trăim într-o lume nedreaptă. Trăim într-o lume coruptă de păcat. Și toți suntem victima nedreptății. Ce-i trist este că dacă v-aș fi spus o poveste despre faptul că te-ai trezit dimineață și te-ai dus la servici și colegul sau colega ta a fost promovat de șeful tău, deși este mai puțin calificat decât tu ești, agonia nedreptății ar fi mai reală pentru tine decât acei 20 de bărbați care au fost executați pentru credința lor. În momentul acesta, când vă spun aceste istorisiri, vă puteți imagina și parcă groaza vă cuprinde, dar va trece foarte repede. În schimb, mâine, dacă ieși din casă și cineva ți-a spart geamul de la mașină, vei fi cuprins de furie pentru nedreptatea care există pe acest pământ. Nedreptatea este extraordinar de reală, mai ales când este din partea oamenilor. Dacă o furtună vine și declanșează un copac în așa fel încât îți strivește mașina, dar dacă un om vine și sparge geamul, nedreptate, agonie, cum se poate ca să mi se întâmple mie așa ceva? Dacă se întâmplă că fabrica unde lucri dintr-un accident catastrofic explodează și rămâi fără servici, întâmplare. Dacă te concediază șeful, nedreptate.
Trăim într-o lume nedreaptă, cu oameni care sunt nedrepți și cu oameni care sunt nedrepți față de noi. Fie că ne sparg geamurile de la mașini, fie că ne persecută pentru credința noastră, fie că ne taie gâtul pentru că urmăm pe Hristos. Poporul Israel este un popor care a suferit foarte mult de-a lungul istoriei sale. Și am văzut în capitolele care le-am citit până aici suferința prin care au trecut și problemele prin care au trecut și problemele la nivel de țară, la nivel geopolitic. Și de-a lungul istoriei lor, nu doar în Vechiul Testament, vedem că poporul acesta a avut mult de suferit. Și noi am avut de suferit ca și popor. N-au trecut mulți ani de când sistemul comunist l-a luat pe un om ca și Richard Wurmbrand și l-a aruncat la închisoare și a uitat de el. Problema e că noi am uitat de el acum și de toți cei care au fost aruncați la închisoare. N-au trecut mulți ani de când oameni chiar în orașele noastre au fost împușcați în piețile din România. În care păstori au fost luați din casele lor și duși și anchetați și persecutați și aruncați din servici sau aruncați în pușcărie. Trăim într-o lume care este nedreaptă. Și întrebarea care cred că trebuie ca să răspundem la ea și cred că este întrebarea la care Isaia, prin cuvântul lui Dumnezeu, răspunde pentru poporul Israel este cum răspunde un credincios față de nedreptatea care există în vremurile lui. Cum răspundem noi credincioși față de nedreptatea care există în vremurile noastre? Fie că este o nedreptate la nivel personal, fie că este o nedreptate la nivel mondial. Fie că vorbim despre nedreptate săvârșită împotriva noastră de oameni din jurul nostru, în viața de zi cu zi, fie că vorbim despre faptul că, nu știu, cei din Est vin și ne cuceresc și instalează statul islamic aici. Credeți că nu se poate? Crezi că dacă acum suntem în libertate, nu s-ar putea să fim din nou sub asuprire? Ne-au trecut nici 3 decenii de când eram sub asuprire. Deja ne simțim așa de siguri în libertatea noastră, în dreptatea de care beneficiem acum, încât nu mai putem concepe că am putea să mergem înapoi sub asuprirea și nedreptarea din care am ieșit. Cum vom răspunde la nedreptatea care ar putea să vină mâine? Cred că răspunsul care ne-l dă Isaia este că credinciosul poate face față la aceste nedreptăți, la aceste realități care există în viața noastră, realități care sunt evidente la nivel global, la nivel mondial, cât la nivel local și personal, doar atunci când înțelege ceea ce înseamnă judecata finală a lui Dumnezeu și dreptatea veșnică a lui Dumnezeu. Altfel, dacă nu înțelegem aceste lucruri, cred că inevitabil răspunsul nostru la aceste nedreptăți este una de depresie sau de deznădejde, în cel mai bun caz. În cel mai rău caz, răspunsul nostru la nedreptatea care există în lume este unul de răzbunare și de ură, în care vrem să ne facem noi propria dreptate. M-a concediat el pe mine? Lasă că-i dau. Îl rezolv eu cumva. Mi-a făcut cu tare un rău, îi fac un rău mai mare. Și gândirea asta, ura asta, răzbunarea asta, dorința asta de a-ți face propria dreptate merge de la cel mai mic, da? De la copilul care zice mi-a tras fratele meu o palmă, îi dau un pumn, până la adult, până la biserică. Nu m-a pus la rugăciune, nu m-a pus la predică la seară. N-a votat cu mine, îl execut. Da? Și până la cele mai mari nivele a guvernului, încât țările să luptă pentru simplu fapt că vor să se răzbune și să-și facă propria lor dreptate. Cum să evită această atitudine? Cum să evită acest răspuns care până la urmă este firesc și natural, pentru că vine din păcatul nostru, vine din firea noastră.
Cum va fi credinciosul diferit de cei care vor să-și facă propria lor dreptate, de cei care vor să se răzbune, de cei care vor să acționeze în ură? Și Isaia ne dă răspunsul în capitolul 13, la versetul 6, când ne atrage atenția și atrage atenția tuturor celor care asupresc și tuturor celor care săvârșesc nedreptate, că ziua Domnului este aproape. Isaia are în gândul lui și vrea ca să pună în inima noastră o viziune pentru ceea ce înseamnă judecata finală și dreptatea veșnică a lui Dumnezeu. Când spunem că Dumnezeu este drept, înseamnă că până la urmă se va face dreptate. Pentru cei 20 care au fost omorâți pe acea plajă de statul islamic, pentru acei copii care au fost împușcați în față pentru că au fost creștini, pentru cei care asupresc sau prigonesc în țara noastră, pentru cei din jurul nostru, pentru noi care suntem nedrepți, trebuie plătită nedreptate. Vedem lucrul acesta încă de la început. Uitați-vă în Geneza, după ce se întâmplă prima crimă. Ce spune Biblia? Sângele fratelui tău strigă către mine ca să se facă dreptate. Sângele celor nedreptățiți de lume, de păcat, de noi, că noi suntem instrumente nedreptății, strigă către Dumnezeu să se facă dreptate. Și dreptatea se va face pentru că El este drept. Este inevitabil ca dreptatea să se facă. Va veni o judecată finală și va fi o dreptate veșnică. Și Isaia vine și prezintă această viziune în aceste capitole care, dacă le citim așa, pur și simplu le răsfoim, zicem și țara asta e dărâmată, și țara asta e dărâmată, și țara asta e spulberată, și țara... Mie nu-mi place nici geografia, nici istoria, mie nu-mi place nimic, gata, nu mai citesc pe aici. Dar când înțelegem contextul, când înțelegem despre ce e vorba, înțelegem că e un popor care e în suferință. Pe drept în suferință, o merită, am văzut că ei merită suferința care. Și totuși Dumnezeu zice, nu, este nedrept ce se întâmplă în sensul, am mai zis și mai zic o dată, noi față de noi putem să fim nedrepți. Oameni. Dumnezeu față de oameni nu poate fi nedrept. Nu există urgie suficient de mare care Dumnezeu ar putea o revărsa o peste noi ca și oamenii încât să fie nedrept față de noi. Tot ceea ce ne dă este mai bun decât ceea ce merităm. Dar eu pot fi nedrept față de tine. Eu sunt responsabil pentru acțiunile nedrepte care le săvârșesc față de tine. Dacă privim în contextul lor, în contextul cărții, înțelegem că Isaia vine cu un răspuns și o viziune în care spune nu disperați. Lucrurile nu se sfârșesc așa. Sfârșitul nu este nedreptate. Sfârșitul nu este că cei răi câștigă. Sfârșitul este un Dumnezeu drept care vine cu o judecată finală și care vine cu o dreptate veșnică. Și ca drept dovadă, dreptatea lui se desfășoară și acum și aici. Țară după țară, după imperiu va plăti. Și dacă ei au plătit aici prețul dreptății, cu siguranță dreptatea veșnică va fi cu atât mai reală. Asta e mesajul lui Isaia. Doar așa poate înțelege credinciosul. Doar așa poate creștinul să facă față la nedreptatea mondială, globală, locală, personală care există, înțelegând că ziua Domnului este aproape și nedreptatea se sfârșește. Apostolul Pavel folosește același limbaj ca să zică că ziua Domnului nostru Iisus Hristos este aproape în 1 Corinteni 1:8. Este același lucru. Ziua Domnului nostru Iisus Hristos și ziua Domnului din Vechiul Testament se referă la aceeași idee, la ideea când alesul Domnului, Sfântul lui Israel, Hristosul, Mesia, va reveni și va aduce dreptate odată pentru totdeauna. Credinciosul poate fi biruitor, dar mai mult decât biruitor, spune Apostolul Pavel, în fața nedreptății, fie că este vorba de nedreptate personală, fie că este vorba de nedreptatea mondială, fără ură și fără răzbunare, pentru că avem certitudinea că dreptatea lui Dumnezeu va triumfa. Avem certitudinea că dreptatea lui Hristos va cuceri. Avem certitudinea că dreptatea lui va fi veșnică.
Și nu avem nevoie ca să recurgem la ură și la propria dreptate și la răzbunare acum și aici, pentru că știm că El până la urmă va răzbuna toată nedreptatea săvârșită împotriva copiilor Săi. Și nedreptatea săvârșită de noi va fi răzbunată. Cineva a plătit-o. Hristos a plătit-o. Nu există nedreptate care scapă din vizorul lui Dumnezeu. Faptele tale rele trebuie achitate. Și prețul faptelor tale rele sunt același preț care trebuie să plătească teroriștii aceia care au martirizat pe oamenii aceia pe acea plajă. Moartea veșnică este plata păcatului. Și ea va fi achitată. Și Isaia vine și spune, nu dispera și nu recurge la aceste atitudini firești, la această răzbunare, la această ură care te macină și te mănâncă dinăuntru, pentru că Dumnezeu nu a uitat și nu va uita. Și prorocie după prorocie vine împotriva fiecărei țări și fiecare imperiu care săvârșește nedreptatea, ca drept dovadă că Dumnezeu va aduce dreptatea. Și citiți în capitolul 24, prorocie împotriva întregului pământ. Tot pământul va fi adus sub dreptatea lui Dumnezeu. Toată creatura va fi rectificată, toată creatura va fi curățită, va fi făcută desăvârșită, încât toată nedreptatea care s-a săvârșit să fie achitată. Vreau să vă aduc în atenție trei aspecte și vreau să fiu extrem de telegrafic. Trei aspecte de considerat în mijlocul unui lumi nedrepte, încât să înțelegem cum ar trebui să ne raportăm și cum putem ca să avem această atitudine corectă față de nedreptatea care există. Primul lucru care cred că îl vedem foarte clar din acest text și îl vedem de repetate ori în Isaia și n-ar trebui să ne surprindă deja, este faptul că Isaia vine și ne arată foarte clar cât de mult Dumnezeu urăște mândria. Cât de mult Dumnezeu urăște oamenii mândri, oamenii care se cred importanți, oamenii care se cred mai importanți până la urmă chiar și decât Dumnezeu. Mândria este păcatul original. Da? De la Lucifer, la Eva, la Adam și la mine și la tine, mândria este păcatul nostru original. Lucifer n-a suportat ideea că nu poate fi în paritate cu Dumnezeu. Cum? Deși știa cine e Dumnezeu și cine e El, Dumnezeu infinit, El o făptură creată. Dați-vă în Isaia 16, de la versetul 1 la 7. Trimiteți miei drept tribut conducătorului țării din Sela, pe drumul pustiei, la muntele fiicei Sionului, ca niște păsări alungate, izgonite din cuib. Așa sunt fiicele Moabului la vadurile Aronului. Dar dă-ne un sfat, hotărăște ceva. Întinde-ți umbra în mijlocul zilei și prefă-o în noapte. Ascunde-i pe cei izgoniți și nu-i trăda pe fugari. Primește-i pe deportații Moabului să locuiască cu tine. Fii un refugiu pentru ei în fața nimicitorului. Când asupritorul va înceta, când nimicirea va lua sfârșit și prădătorul va lăsa țara în pace, atunci prin îndurare va fi întemeiat un tron pe care va domni cu credincioșie cineva din cortul lui David, un judecător care caută să judece drept și este plin de râvnă pentru dreptate. Am auzit de mândria Moabului, cât este el de mândru, de fala sa și trufia și de aroganța sa, dar laudele lui sunt minciuni. De aceea bocesc moabiții, văitându-se toți pentru Moab. Bociți și fiți adânc mâcniți pentru oamenii din Kir Hareset. Ce se întâmplă aici? Și dacă ați observat. Moabul vine și cere refugiu de la poporul lui Dumnezeu. Și practic ce se comunică este, da, refugiu se poate rezolva, dar să înțelegeți că dacă veniți în țara lui Dumnezeu, pentru refugiul lui Dumnezeu, veți sta sub tronul lui Dumnezeu și sub autoritatea lui Dumnezeu. Și Moabul zice, atunci nu avem nevoie de refugiu. Preferăm să fim măcelăriți. Decât să ne supunem lui Dumnezeu, preferăm să murim. Asta face mândria din nou.
Mândria din om face un om la 90 de ani pe patul morții, care știe că este în ultima clipă și știe că urmează să stea față în față cu Dumnezeu și preferă să scuipe în fața lui Dumnezeu ca să rămână după dreptatea lui și după criteriile lui și după legea lui, decât să capituleze în fața lui Dumnezeu și să fie mântuit. Și Dumnezeu urăște asemenea mândrie. Și Dumnezeu pronunță judecată asupra asemenea mândrie, fie că este de la împărați, fie că este de la cerșetori. Asta e primul principiu care trebuie să înțelegem. Atunci când ne confruntăm cu nedreptatea în lumea asta, trebuie să înțelegem că primul lucru care trebuie să facem este să ne smerim în fața lui Dumnezeu. Să mergem la Dumnezeu și să spunem: Doamne, nu merit nimic și toate sunt mâna Ta. În momentul în care ne umflăm și spunem: Doamne, stai un pic, eu-s cineva, cum mă poate trata pe mine așa? Atitudinea lui Dumnezeu față de noi este total altă. Pentru că Dumnezeu urăște mândria. Mândria în mod inevitabil duce la respingerea lui Dumnezeu, duce la încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, duce la ură față de Dumnezeu, pentru că mândria caută să eleveze pe om deasupra lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune ca și la moabiți: vreți refugiu? La picioarele tronului lui Hristos. Și răspunsul nostru este: decât acolo, mai bine în iad. Decât acolo, mai bine îmi fac eu dreptate. Și mi-asum riscurile. 2. Dumnezeu conduce în mod suveran absolut totul. Uitați-vă în Isaia 14, de la 24 la 27. Isaia 14, de la 24 până la 27. Domnul oștirilor a jurat: cum am plănuit, așa va fi. Cum am hotărât, așa se va întâmpla. Îl voi zdrobi pe asirian în țara mea și pe munții mei îl voi călca în picioare. Jugul lui va fi luat de peste cei din poporul meu și povara lui va fi îndepărtată de pumerii lui. Acesta este planul făcut pentru întreaga lume. Acesta este mâna întinsă peste toate neamurile, căci Domnul oștirilor a întocmit acest plan, cine l-ar putea striga? Mâna sa este întinsă, cine o va putea întoarce? Înțelegeți ce se întâmplă în acest verset, cât și în toată viața, și ce vrea Isaia ca să ne pună în mintea noastră. Nimic nu se întâmplă la voia întâmplării. Răspunsul corect în mijlocul nedreptății, în mijlocul suferinței, nu este ca să ne căutăm propria dreptate. Este să înțelegem că absolut nimic nu s-a mișcat în afara de planul lui Dumnezeu. Nu este nevoie să-ți cauți propria dreptate. Nu este nevoie să-ți cauți propria răzbunare. Dacă suferi, suferi pentru că Dumnezeu a găsit de bine să suferi. Va rezolva El problema dreptății. Are un plan și pentru a face dreptate. Are un plan și pentru a răscumpăra. Are un plan și pentru a mântui. Și planul lui nu va falimenta. Dumnezeu conduce în mod suveran absolut totul. De la armate care se mișcă pe fața pământului în conflicte de război, până la suferința care o avem în viețile noastre, până la nedreptatea de care ne batem în fiecare zi, fie la servici, fie la școală, fie în lume. Nimic nu-i scăpa de sub control. Glonțul, un pistol acela care a pus acel nebun la capul copilului creștin și a zis: ești creștin, și a tras, nu ar declanșa din pistol dacă Dumnezeu nu ar permite. Ca să înțelegeți foarte clar. Atunci crezi că este un accident când tu suferi mâine o nedreptate la lucru? Sau când se fură averea? Sau când se întâmplă ceva negativ? Înțelegeți? Nimic nu scapă din planul lui Dumnezeu. Nu împărații, nu țările, nu imperiile, nu teroriștii, absolut nimic. Așa că stai liniștit. Ești în mâna lui și el le conduce toate așa cum trebuie conduse. Nu trebuie ca tu să ieși în afara planului Dumnezeu și să zici: Doamne, aici ai scăpat-o de sub control. Probabil că
erai ocupat cu teroriștii ăia și ai uitat de jobul meu. Trebuie să-mi fac eu dreptate. Probabil că erai ocupat cu conflictul din Siria și din Egipt și ai uitat de comitetul bisericii. Lasă că îl rezolv eu pe ăsta. Stai liniștit. Dumnezeu are un plan și toate lucrurile se mișcă conform planului său, inclusiv suferința ta. Și Biblia ne spune peste tot că suferința este condusă de Dumnezeu în viața credinciosului cu un scop, de un scop de a rafina, cu un scop de a șlefui, cu un scop de a întări credința, cu un scop de a-l face desăvârșit ca să fie asemenea chipului lui Hristos, să ajungă proslăvit. Așa că stai liniștit și mulțumește lui Dumnezeu că El este în control. Și trei. Priviți țintă la Dumnezeu și la Hristos. Priviți țintă în acele momente în care se pare că lumea în jurul tău se năruie, în care se pare că lumea este scăpată de sub control. Privește țintă la Hristos, pentru că El este Cel care va face dreptate până la urmă. Uitați-vă în Isaia 17, de la 7 la 8. În ziua aceea, oamenii se vor uita la Creatorul lor și își vor îndrepta privirea spre Sfântul lui Israel. Nu se vor mai uita la altarele făcute de mâinile lor și nu vor mai privi la șerele și la altarele pentru tămâiere pe care le-au făurit degetele lor. Privești țintă la Hristos, pentru că acolo se sfârșesc toate. Acolo se culminează toate. Acolo vine dreptatea. Acolo va fi judecata finală. Acolo va fi dreptatea veșnică. Biblia spune, mulțumesc, Biblia spune foarte frumos în multe locuri, dar îmi place cum spune în 1 Ioan 5 cu 9, pentru că oricine este născut din El, din Dumnezeu, învinge lumea. Și ceea ce a adus victorie, spune Biblia, este credința noastră. Asta este soluția când toate lucrurile nu merg bine. Asta este soluția când ești în mijlocul suferinței. Asta este soluția când lumea este nedreaptă cu tine. Privești țintă la Hristos, pentru că toți cei care sunt din Dumnezeu au biruit lumea. Și felul în care suntem mai mult decât biruitori acum, în mijlocul nedreptății, este prin credința care Dumnezeu a pus-o în noi, credința care se uită tot timpul țintă la El. Nu ceea ce faci tu, nu soluțiile care le gândești tu, nu acțiunile, nu planurile tale, ci privești țintă la Hristos și în credința care ai în El știi, asta este temporar, El este veșnic. Nedreptatea este acum, dreptatea este veșnică. Suferința este acum, răsplata este veșnică. Asuprirea este acum, mântuirea este veșnică. Și așa spune Pavel, veți fi mai mult decât biruitori. Poate nu se rezolvă de dreptatea pentru tine vreodată acum. Poate nu vei primi răspuns la problemă acum. Poate lucrurile vor merge mai rău. Poate vei ajunge tu pe o plajă unde va trebui să-ți dai viața pentru Hristos. Poate vei ajunge tu la capătul armei unui nebun care îți va cere viața pentru Hristos. Poate vei ajunge tu să fii angajat la un șef care urăște creștinii fără niciun motiv și nu te va promova niciodată. Ce faci? Cum răspunzi? Dacă înțelegi judecata finală și dreptatea veșnică, răspunzi cu dragoste și lași dreptatea în mâna Domnului. Răspunzi cu milă și lași răzbunarea în mâna Domnului. Răspuns cu credință și privești țintă la Hristos și în credința care o ai de la El, nu o să ai deznădejde, nu o să ai depresie, nu o să ai ură, nu o să ai răzbunare. O să ai pace și bucurie care pot veni doar de la Hristos în mijlocul oricărui circumstanțe. Biblia spune la un moment dat, vorbind despre cei care, pentru că au mers în pușcării și au mers și au vizitat pe cei credincioși care erau persecutați, zice, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ce imagine fantastică! Să te uiți cum casa ta este luată, mașina ta este luată pentru că ai avut curajul ca să declari că ești creștin și să zici, Doamne, îți mulțumesc. De ce? Pentru că privești țintă și
Și poți zice că Apostolul Pavel, socotesc toate lucrurile acestea gunoaie, toată suferința aceasta minoră și temporară comparată cu bucuria și valoarea de a-L cunoaște pe El, Cel care va face dreptate, care este veșnică. Asta este viziunea care Isaia vrea ca să ne-o dea asupra lumii. Nu este o lecție de geografie, nu este o lecție de politică. Citim Isaia 13 la 24 și vedem planul lui Dumnezeu care se desfășoară în fiecare națiune, în fiecare imperiu, în fiecare viață, în așa fel încât avem certitudinea că dreptatea lui Dumnezeu se va face față de tot pământul și mai ales față de copiii Săi. Așa că stăm liniștiți, privim țintă și ne bucurăm și suntem mai mult decât biruitori. Amin. Amin.